Ultima finalistă a acestei seri, Andra Andriuc, a gătit saramură de păstrăv. Modul meu de a mă exprima prin mâncare este puternic influența de zona din care provin. Transilvania, bucatelor saburoase, a combinațiilor culinare neașteptate, are multe influențe culturale și al respectului față de natură și al roadelor ei. Preparatul meu de astăzi are la bază un păstră, un pește alb cu un gust curat, bine definit, care ne duce cu gândul la apele din zona munților, care, din mărginimea Sibiului, care ne oferă peștele proaspăt. Pe lângă pește am hotărât să adaug și crede de păstră, parcă puțin uitate în zilele noastre, în rețete, pentru culoarea, textura și gustul său inconfundabil. Am alăturat ardei, roșii, ceapă, majoritatea legumelor pe care le găsim în orice gospodărie, ce le avem la îndemână, acestea completând preparatul și dându-i o savoare specifică. Ok. Echilibrată, fără emoții, relaxată și chiar în ultimul moment, să zic așa, era stăpână pe ea, chiar dacă ceilalți din stânga și din dreapta s-au grăbit să-și prezinte preparatul, ea a fost tot așa calmă și relaxată, pentru că era sigură pe ea și pentru că sunt convinsă că acest preparat l-a exersat de câteva ori până să vin aici. Te felicit și pentru povestea din spatele preparatului, pentru că este extrem de importantă, și te felicit pentru tinerețea ta și pentru curajul tău.